Rugăciune pentru aproapele care călătorește sau se află peste hotare. Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești calea, adevărul și viața, care ai slobozit cu preaslăvire pe Iosif de prigonirea fraților săi, povățiindu-l pe el în Egipt și cu binecuvântarea bunătății tale ajutându-l, l-ai făcut să sporească uimitor în toate. Doamne, Cel ce ai călătorit împreună cu Luca și cu Cleopa la Emaus și prin frângerea pâinii preaslăvit descoperindu-te lor, i-ai făcut să se întoarcă vesel în Ierusalim. Păzește și acum cu harul și cu dumnezeiască ta binecuvântare pe robii tăi călătorii, pentru care cu umilință ne rugăm ție. Și precum ai trimis lui Isaac și lui Tobie înger pașnic împreună călător, iar călătorie și întoarcerea celor acupați și cu bună sporire ai făcut-o, rugăm uniție, trimite și lor îngeri pașnici, credincioși, îndreptători, păzitori, ca să-i povățuiască pe ei după voia ta. Izbăvește-i de tâlhari și de toată pântuială vrăjmașilor, ucigători de oameni. Păzește-le viața nevătămată și ferește-le sufletele curate de toată întinăciune. Umbletele lor sporește-le în bine, faptele îndreptează-le și izbăvește de cei ce le vor răul. Văzut și nevăzuți vrăjmași, izbăvește de strâmtorarea oamenilor răi și vicleni și de tot viforul și nefericirea. Dăruiește-le pace, sănătate și dumnezeiescul tău ajutor cel atotputernic, ca sprijiniți fiind să nu se abată din calea poruncilor tale. Așa ne rugăm ție, Împărate atotputernice, Doamne, auzi-ne pe noi smeriții, pentru bunătatea ta și treci cu vedere greșelile robilor tăi călătorii. Îmbogățește-i pe ei cu darul tău și plin de dânsul îi arată, împodobindu-se cu dumnezeiasca ta binecuvântare, cu mila și cu bunătățile cerești și pământești, ca astfel călătorind să se întoarcă cu bine, lăudând și binecuvântând bunătatea ta cea nemărginită. Că a ta este stăpânirea, împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.